Ne-am întors în direct cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul Liviu Brătrescu, coordonator al Comisiei de Cultură, Culte și Minorități a PNL. Bună seara și bine ați revenit la noi. Să rămâne, bine v-am regăsit. Ajungem și la zona de cultură, pentru că iată, suntem foarte curioși să vedem atât Iașul, cât și întreaga țară cum stă pe acest capitol. Complicat, nu? Da, destul de complicat, pentru că anul 2018 este anul centenarului Marii Uniri. Ne-am fi așteptat la desfășurarea unor proiecte, nu doar sprijinul financiar pentru organizarea unor simpozioane, manifestări cultural-artistice pe care le putem organiza în fiecare an ca autorități, dar ne-am fi așteptat la un proiect, la mai multe proiecte de investiții în infrastructura culturală a acestei țări, în proiecte de reconsolidare a unor monumente. Avem o situație destul de tragică legată de patrimoniul acestei țări și există apoi o legislație în România care permite, de fapt, ca un anumit procent din profitul loteriilor, a loteriei naționale, a jocurilor de noroc, a celor care organizează jocuri de noroc, să meargă spre zona aceasta de infrastructură culturală. Ei bine, și aici am avut o legislație care încă nu e reglementată, ca să nu spunem că pentru a intra în posesia acestor sume de bani e necesar ca Ministerul Culturii să aibă o poziție ceva mai fermă față de Ministerul de Finanțe pentru a revendica aceste sume. Adică anul 2018 e un an greu pentru cultura română. E greu și deja suntem în luna iulie și prea multe vești nu avem pentru cei de acasă. Iată, timpul trece și ar fi trebuit să fie deja conturate niște lucruri. Da, noi ne-am jucat un pic, din păcate, și anul acesta, și când spun asta mă refer la faptul că avem un exemplu pe care îl tot dau de fiecare dată când am ocazia. Exemplul e acela oferit de guvernul francez, care, încercând să marcheze 100 de ani de la declanșarea primului război mondial, adică în anul 2014, au terminat pregătirile pentru centenarul lor, centenarul primului război mondial, în anul 2012. Adică au luat-o cu câțiva ani înainte și în anul 2012-2013 au finalizat deja și structura de organizare și structura de implementare a celor proiecte. Au creat în primul rând o structură interministerială, pentru că au considerat că desfășurarea unor proiecte care să contribuie la perpetuarea imaginii primului război mondial, a sacrificiilor pe care le-a făcut Franța în primul război mondial, necesită implicarea mai multor autorități, nu doar a unui minister care gestionează în general problemele din cultură. Și atunci au creat o structură interministerială cu reprezentanți de la mai multe ministere, au definitivat planul de bătaie, să numim așa, în anul 2012-2013, după care, începând din anul 2014, fiecare an, până anul acesta, s-au întâmplat o serie de lucruri. Din păcate, parcă noi, știți, după vorba aceea că vine iarna sau ne prinde pe nepregătite, pe noi, iată, și anul 2018 ne-a luat prin surprindere. Da. Deodată am descoperit că a venit anul 2018 și ce facem. Vă readuc aminte faptul că încă din toamna anului trecut a existat o structură, în fapt, încă din 2016 a existat o structură pe lângă Guvernul României, condusă de profesorul Daniel Șandru, destinată a gestiona programul centenar, proiectele acestea de centenar. După plecarea profesorului Șandru, departamentul ăla cred că a avut 3 sau 4 secretari de stat într-un an și jumătate. Când o asemenea structură are 3-4 conduceri într-un an și jumătate, nu ne putem aștepta la nimic bun de acolo. Lasă că structura asta ba a trecut în subordinea primului ministru, ba a trecut în subordinea Ministerului Culturii, ba a fost condusă de un secretar de stat care n-a avut nicio legătură cu activitatea aceasta din zona culturii, cu excepția faptului că de fapt care avea o mare calitate, e adevărat, aceea de a fi șef de cabinet a senatorului, deputatului Bădălău, da? Președinte executiv al PSD. E trist. E trist pentru că anul ăsta trebuia să fie, repet,
un alt fel de an din punct de vedere cultural și nu numai. Și așa cum ați spus, mai ales că a fost realizat acest departament de centenar, program pe întreaga Românie. Chiar și la ea știu că se discuta și exista în cadrul primăriei. Haideți să vă mai dau un exemplu. Mă iertați, vă mai dau un exemplu. În noiembrie 2017, acest departament centenar pregătise împreună cu Ministerul Culturii un spectacol grandios la Ateneul Român, în cadrul căruia, la sfârșit, de fapt, urma să fie anunțat programul. Adică ce înseamnă asta? Urmau să fie anunțate proiectele primite din întreaga țară într-un număr de 2000 de proiecte. Pe 2018. Ele trebuiau să fie până la acel moment jurizate, spus ce criterii sunt, să cunoaștem și noi juriul, care au fost criteriile. Am știut doar atât și asta o spun din calitate de președinte a Comisiei Națională de Cultură, pentru că am monitorizat această activitate. Am știut doar că au ajuns pe masa ministrului un număr de 2017 proiecte. Povestea întreagă trebuia să fie însoțită și de o filă de buget în care să se spună exact suma totală și ce bani primește fiecare proiect în parte. S-a desfășurat acest spectacol undeva pe data de 25-27, cred, noiembrie 2017, iar la sfârșitul spectacolului, pe scenă a apărut Ministrul Culturii și Ion Caramitru și au invitat oamenii afară la artificii și au ocupă de șampanie, fără să se anunțe proiectul. Adică, domnișoară, eu cred că realizăm cu toții că există o limită a ridicolului în viața asta, dar parcă în viața asta publică, dar și personală, și pe care e bine să încerci să o eviți. Adică să organizezi un spectacol despre care toți cei interesați știu că acest spectacol este destinat să marcheze într-un mod solemn un program pe care tu urma să-l anunți la sfârșit și să spui clar și răspicat care sunt acțiunile, în ce județe, în ce localități, care sunt comunitățile care au bani mai mult, vor primi bani mai mult sau mai puțin. Să faci acest spectacol și la sfârșit să nu anunți programul, ci pur și simplu să inviți oamenii afară doar la șampanie și petarde, focuri de artificii, cam puțin. Asta și mă gândeam acum, considerați că haosul ăsta din țară, pe parte de guvern, de vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu parlamentarii noștri, e una din cauzele care duc la destrămarea acestor evenimente, că practic au fost destrămate, nici măcar n-au fost trecute pe un plan. În acest moment există un număr de până într-o sută de proiecte care au fost în sfârșit... Dar până la 2000? Păi nu, erau... ministerul acum, noul ministru al culturii a spus altceva când am venit în ianuarie, că nu crede în valabilitatea și impactul cultural al celor 2000 de proiecte, le-a scuturat bine și că domnia sa nu vrea să răspundă juridic și financiar pentru proiecte neserioase, să spunem așa, din punct de vedere cultural. Aici i-am dat dreptate, pentru că a prezentat dânsul în acel moment și câteva proiecte și vreau să vă spun. Dar asta tot din cauza ministerului, pentru că nu s-au spus clar criteriile ca operatori, agenți culturali, ce sunt fiecare instituție, să știe ce depune. Bine, printre aceste 2000 de proiecte, înțeleg că câteva localități au trimis inclusiv organizarea unui campionat de fotbal județean. Adică oamenii, dacă n-au primit și nu s-a comunicat public care sunt tematicile, care sunt criteriile, și-au încercat norocul. E bine, domnul Ivașcu a zis că el nu poate finanța asemenea proiecte, le-a scuturat bine-bine după câteva luni și cred că prin aprilie sau mai a anunțat până într-o sută de proiecte pentru întreaga țară, ceea ce evident că e foarte puțin. Pe Iași, pentru că sunteți aproape de zona culturală ieșeană, cred că ați observat că atât unități de învățământ, Ateneu și alte instituții și de cultură și din alte domenii și-au organizat fiecare pe părticica lui câte un eveniment care să marcheze cumva. Atât au putut și e demn de remarcat dar asta. Dar e de apreciat, sigur, nu? Sigur. Pentru că, vedeți, venim aici iarăși spre o zonă mai neplăcută. Consiliul Județean anul acesta a diminuat bugetul pentru Comisia de Cultură. Comisia de Cultură, cea care gestionează și jurizează proiecte trimise de operatori culturali instituții, a avut în anul centenarului Marii Uniri la Iași, de la Consiliul Județean, o sumă mai mică, îmi scap acum și vă rog să-mi cer iertare și de la dumneavoastră și de la telespectatori, a avut o sumă mai mică decât anul trecut. Aceasta este expresia modului în care au înțeles cei care conduc astăzi Consiliul Județean la Iași să se raporteze la anul centenar.
Pentru că știți ce se întâmplă, domnișoară? Noi, oamenii politici, putem face diferite angajamente în campanie electorală. Atunci când însă ai majoritatea și decizi asupra unui buget prin vot, în primul rând, evident, și negocieri, demonstrezi de fapt care sunt cu adevărat intențiile față de un domeniu sau altul, sau care sunt prioritățile până la urmă, că nu vreau neapărat acum să acuz de rea credință pe cineva anume. Da? Deci, dar prin fila de buget arăți dacă domeniul respectiv e important pentru tine ca decident, ca executiv, ca reprezentant a unei majorități politice sau nu e important. Ei bine, la Iași, la Consiliul Județean, bugetul pentru Comisia de Cultură a fost mai mic anul ăsta decât anul trecut. Vă mai aduc aminte ceva dumneavoastră și telespectatorilor, că am avut iarăși intervenții publice. Ne-am trezit anul trecut, e iarăși tragicomic, ne-am trezit anul trecut în luna octombrie cu președintele domnul Marcel Popa, foarte bucuros că a primit o sumă de 6 milioane de lei de la bugetul României, din fondul de rezervă, din fondul de rezervă al guvernului. E bine, acolo erau sume trecute pentru un proiect, pentru un program, iertați-mă, pentru un program de evenimente, de acțiuni, număr de 20 și ceva de acțiuni. Foarte interesante ca titulatură, să spunem așa, ca descriere a proiectului. Dar care aveau două probleme. Prima, unele din evenimentele trecute în acel program în luna octombrie anului 2017 erau evenimente festive, gen bal la palat, târguri de acareturi, dulcețuri și alte chestiuni. Vă citez aproape mi-am fixat această chestiune. Ca și cum, și asta a demonstrat din punctul meu de vedere, o crasă o lipsă de cunoaștere a istoriei noastre. Adică, noi nu putem, nu pot marca la Iași în anul 2017, când se împlinesc 100 de ani de la tragediile care au fost în Iași. Pentru că în Iași, în anul 1917, domnișoară, au murit oameni, sute, mii, zeci de mii de oameni. Ori noi marcăm 100 de ani de la acea tragedie prin bal, foc de artificii, târguri de mașini, târguri de dulcețuri. Și cineva probabil a realizat la un moment dat că dincolo de raportul acesta putere-opoziție, semnalul de alarmă pe care l-am tras în calitate de prim vicepreședinte, de consilier județean la acea vreme, era unul realist. Și s-a oprit programul acesta. Și banii au fost trimiși spre rușinea Iașului înapoi la fondul de rezervă al primului ministru, al guvernului României. Dar mai era o chestiune acolo care iarăși pe mine m-a mirat. Unele dintre acele acțiuni erau estimate la niște prețuri foarte mari, nerealiste, dar care presupuneau și proceduri de achiziție. Adică dacă cineva voia să meargă mai departe, ar fi însemnat să încalce legea, pentru că timpul fizic necesar pentru organizare de licitații, pentru urcare pe SEAP și așa mai departe, era scurt. Astfel încât eu n-am înțeles ce s-a întâmplat anul trecut, dar slavă Domnului, nu ne-am făcut de râs până la capăt și programul ăla a fost anulat. Dar m-aș fi așteptat ca anul acesta, învățând lecția, că până la urmă niciunul dintre noi nu se naște învățat, învățăm, dacă vrem, din experiența noastră, celul cu care interacționăm în viața de toate zile. După eșecul de anul trecut, m-aș fi așteptat ca anul ăsta, autoritățile de la nivelul Consiliului Județean, președintele Marcel Popa, să fi învățat ceva, să formeze o echipă de lucru cu consilieri de la toate partidele sau să poartă o discuție sinceră cu membrii Comisiei de Cultură, care Comisia de Cultură este condusă de doamna profesoară Mihaela Ivancea, deci președinta doamnelor de la Partidul Social Democrat, deci un partener de dialog foarte serios cu care putea să stea de vorbă și să fi creat o masă rotundă în cadrul Comisiei de Cultură în care să spună, ăsta este bugetul pe care îl poate oferi Consiliul Județean, haideți împreună să vedem ce proiecte destinate centenarului Marii Uniri putem face anul viitor la Iași. Simpozioane, investiții, nu a existat o asemenea discuție și uitați că ea anul trece și nu vom avea ce să punem în drept, dacă în dreptul primăriei, iarăși datorită profesorului Daniel Șandru, vom avea câteva proiecte importante de trecut acolo, în dreptul Consiliului Județean, din păcate, nu vom avea. Da, sunt convinsă că ați cerut explicații pe acest buget mai mic, de exemplu, de la CIRE. Atât s-a putut. Asta a fost Sigur, explicația? Atât s-a putut. Atât putem. Sau arătați-mi de unde să ia. Ori și asta e o chestiune care s-a întâmplat adesea. Nu pot să-mi cer mie
și din opoziție și din postura de reprezentant al legislativului să identific eu soluții financiare. Eu pot să propun o ponderare, dar să-mi spui mie, ia tu bani de undeva, identifică tu alt capitol bugetar. Nu, asta ești tu care reprezinți executivul, care ai o imagine completă, să spunem așa, da, asupra situației financiare a județului și decizia ți aparține. În calitate de coordonator, că spuneați că nu sunteți obligați să găsiți soluții, v-ați gândit la câteva propuneri, vreți să le puneți în practică sau cum vedeți lucrurile? Bugetul Comisiei de Cultură, înțeleg acum de la colegii mei, pentru că nu mai sunt la această oră consilier județean, devenind membru în Consiliul de Administrație la Televiziunea Română, e cam terminat. Deci bugetul Comisiei de Cultură înțeleg că e cam terminat. A mai existat un subcapitol destinat proiectelor legate de centenar, dar au venit câțiva aplicanți la începutul anului și s-a cam terminat. Deci dacă nu se produce o rectificare de buget, nu vom avea practic despre ce să mai vorbim. În rest, pe zona de proiecte, ce ați mai primit poate de la colegi, cu ce ați fost solicitat să sprijiniți demersurile lor? Vedeți, din păcate noi nu avem, iarăși spun, și îmi pare rău că pe 2 ani de zile tot așa ne-am lovit și mie nu-mi place să mă plâng, dar e o realitate. Ne-am lovit așa ca de un zid, în sensul că în strategia de dezvoltare a județului Iași există un capitol legat de activități culturale. Acea componentă culturală a strategiei dezvoltarea județului ar fi trebuit de foarte mult timp discutată, analizată și de văzut care sunt direcțiile în care vrem noi să evolueze cultura ieșeană. Pentru că altfel, în absența unei asemenea strategii, care nici măcar nu poate fi concepută pe 2 ani, asta e o perioadă pe un termen mai lung, suntem în postura consilier județean să analizăm mai multe proiecte legate de zilele comunelor. Adică primăriile, autoritățile locale sunt preocupate, demn de toată lauda, pentru acei primari care vor să marcheze într-un mod festiv ziua comunei. Și pentru asta cer dânsii sprijinul Consiliului Județean și se adresează Comisiei de Cultură și în limita unor sume rezonabile, nu foarte mari, nu a existat niciodată o discuție contradictorie în sensul acesta, adică să spunem o analiză pe criterii de apartenență politică. Da? Ci pur și simplu, dacă bugetul a fost corect structurat și justificat pe capitole, adică să avem sentimentul că nu sunt aruncați banii în vânt, proiectele au fost aprobate, dar e puțin. Adică nu-și poate reduce, din punctul meu de vedere, un Consiliu Județean, dimensiunea aceasta de partener, de sprijinitor al activității culturale, doar la direcția aceasta, latura aceasta de a finanța zilele unei comune. Repet, e demn de toată lauda ce fac primarii județului Iași ca activități culturale. Cele mai multe dintre ele sunt în regulă, adică au un anumit miez cultural, dar e prea puțin. E prea puțin pentru pretențiile noastre culturale, știți? Pentru că, uitați, ce m-aș fi bucurat eu anul acesta? Avem câteva instituții. Filarmonica nu are sediu. Există niște proiecte, niște discuții, dar nu prea știm ce se întâmplă. Filarmonica din Iași, Filarmonica Moldova, este subordonată Consiliul Județean. Biblioteca Gheorghe Sachi își desfășoară activitatea într-un spațiu, din punctul meu de vedere, sper să nu se supere nimeni pe mine, absolut impropriu unei biblioteci. Păi ce moment mai bun ar fi fost pentru a lăsa un mesaj următoarelor generații care ne vor întreba peste 10 ani, peste 20 de ani, ați fost consilieri, putere sau opoziție? Lumea va uita chestiunea asta, ne va întreba, va spune, cum ați marcat centenarul Marii Uniri la Iași? Și am fi spus cu toții atunci, putere și opoziție, care vom fi peste 10-20 de ani, uite, la Iași, în 2018, s-a săpat fundația pentru Biblioteca Județeană Sachi în spațiul acela, s-a cumpărat un spațiu în care, în următorii ani, s-a construit Filarmonica, un sediu propice activității unei instituții de prestigiu, cum este Filarmonica. O bolmojim așa, ne bucurăm că Biblioteca Sachi are acum un sediu și gata, s-a încheiat. Evident că am avut intervenții de-a lungul timpului și pe acest subiect, dar iarăși am vorbit ca la un zid și uitați că așa trece timpul.
și din păcate nimeni nu face nimic. Și pe lângă asta, spuneați și la început de emisiune că era un moment foarte potrivit pe investiții de infrastructură, mă refer aici la monumente, nu neapărat aceste instituții de prestigiu din Iași, iată, și monumentele aveau nevoie poate de o... Vedeți, aici există o responsabilitate, iarăși, pentru că, credeți-mă, domnișoară, ce vă spun poate fi confirmat. Am avut și aici intervenții legate de Monumentul Eroilor din Galata. Președintele Consiliului Județean mi-a spus că e un monument care intră pe raza municipiului Iași și că e o chestiune care ține de atribuțiile primăriei Iași. Ok, dar aș fi vrut de pildă ca măcar în această problemă a Monumentului Eroilor Ieșeni din Galata, măcar în această chestiune, cei doi domni de la Palatul Rosnovanu și de la Consiliul Județean să se fi înțeles, să se fi lămurit de a cui competență este realizarea unei lucrări de reabilitare și să putem iarăși arăta generațiilor viitoare că s-a întâmplat ceva la Iași concret în anul 2018. Mergeți și filmați cum arată monumentul acela de la Galata. E o pată de, pe obrazul tuturor celor care sunt astăzi la conducerea primăriei și Consiliul Județean. Ce pot să spun este că ne-am bucurat să reveniți aici cu vești frumoase și cu lucruri care să se întâmple pentru Ieșeni, pentru cei care... Aș fi vrut să fiu mai optimist astăzi, dar... Nu, cred că realitatea e alta. Nu sunt foarte multe motive, din păcate. Eu vă mulțumesc pentru prezența la Invitatul Jurnalului, vă mai așteptăm aici. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.